cam curve unele unii din jurnaliști. Sunt fricoși. Și jurnaliștii sunt poți judecați pe o societate, nu sunt mulți oameni tăria de caracter să facă ceva pentru altcineva. Fiecare își păzește pielea. Uite, acum e o problemă cu Adrian Sobaru, este disperat. A făcut cel puțin două gesturi disperate. Dacă nu trei. Odată s-a aruncat pe scaunul ăla de parlament. Deci și-a rupt, nu știu ce culoare și-a rupt. Acum câțiva ani, că a rămas fără loc de muncă la TVR. Deci acolo la TVR e original. În loc ăia de la TVR să-i țină partea foștii colegi, ce să vă fac foștii colegi? Mulți din voi fac pare că au fost dați afară, că TVR-ul tot timpul se vaită de foame. Da, păi dacă TVR cultural a dispărut, de ce aia de la cultural s-a dus în pula mea? Poate are profilat pe alte chestii, dar nu cred. Că m-am dus eu acum 2 ani la TVR. Băi, TVR, că am fost și la radio cultural. Am luat, da, echitanță, unde pula mea? Asta iar. Iar ne-a trecut acum un an, m-am scris acolo ca să mă primească în audiență. I-a dat aia, a zis, băi, vreau la cu bon de înregistrare. Și ei trebuia să-mi dau un răspuns. Nu știu, mi-ar fi dat. De ce să mă dat pe mine? Că la mine în cutia poștală pot să umble oricine să ia. Și eu nu mai m-am spus la Radio România cu lucrurile, că mi-a continuat treaba mea și am eu alte planuri. Dar poate vreau să particip și eu la o emisiune culturală, cam ce pe care. Fără probleme. Și eu cred că le creșteam audiența la băieți. Aoleu! Eu i-am ascultat pe rădiuturile astea, dar am stricat un rădiut. Ăla e stricat care l-am luat acum de oameni. Eu s-o mai dă în ură. E stricat fată. Îi zic, bă, rădiutul care l-a luat. Că l-a zis, n-am bani! Și s-a împlinit best blestemul. Oricum l-ai cumpărat, dar e stricat. Dă-l în pula. Și n-am numai puc eu să-l repar, bă, pișpea. Așa că fii fericită, ce mi-ai cumpărat e stricat, ce mi-aduce e stricat și telefonul e stricat. Mi-a adus, ia telefon fix, mă piși pe el, l-ai adus stricat. Nu știu, eu cred că lumea, poți să zici că e conspirație, nu. Ai tu niște energie așa în tine de n-am bani și când ai tu câteva firfiriți, cumperi lucruri stricate. Și dacă ți le probea, nu știu, mi le aduce stricate. Eu am zis, băi, nu pare să le poate ia papuci strâmbi. Oricum și ea are ochii de reglați, mintea de reglată și alege numai prostii. Că am văzut ce-și cumpăra până casă. Nu mai stricăciuni. La mine poți să-mi zici că s-a făcut glina, dar nu în cauza mea. Mi-a dus toate gunoaiele, toate hainele mici, mari, trențe, care îi se rup fermoarele. Nu pot să le port. Deci e original. Astăzi e joi. Când vine Maica Precistea? Ba nu, Sfânta Inviolata. Nu știu. Luni dimineața se facă cumpărături Inviolata și după aia poate vine. Dacă nu, ea, o dorim pizdă. Acum cred că tremură de plic la pizdă. Nu, acum e mai bine dacă a venit voia și ăla s-a putea să duce. Nu mai se duce la mare, la munte, la alte chestii. Nu se mai duce de la țară. S-ar putea să vină mai des. Să facem și noi o curățenie pe aici, că așa ar fi o fără. Să mai mergem până la farmacie să-mi iau și niște medicamente, să mai vorbim și noi, să comunicăm unul cu altul pe tatet, să putem discuta ca frate și soră, că nu e capăt de pământ, știi? Dacă nu vrea, nu vrea. E inviolat, ce pula mea!